Ieri a avut loc ultima ședință a consilierilor județeni, mandatul acestora ajungând la final, după 4 ani de activitate în folosul hunădorenilor. Ședința festivă a început cu o scurtă ceremonie în care au fost recompensați 6 elevi care au obținut rezultate școlare și sportive excepționale în anul 2024. Ultima reuniune a Consiliului Județean în această legislatură a cuprins și un bilanț al activității din ultimii 4 ani, activitate pentru care aleșii au fost recompensați la rândul lor cu diplome de apreciere. În cadrul unei scurte ceremonii desfășurate ieri la sediul Consiliului Județean Hunedoara, în prezența consilierilor județeni, președintele Laurențiu Nistor a felicitat și premiat elevii care s-au remarcat prin rezultatele lor deosebite la sport și învățătură. Astfel, pentru rezultatele obținute la Olimpiadele Internaționale, pentru promovarea examenului de bacalaureat și de evaluare națională cu media generală 10, 6 elevi au primit câte o diplomă de merit și câte un premiu în valoare de 5.000 de lei net. Din păcate, Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din acest an, nu a putut participa la festivitate. Aș dori să mulțumesc pentru faptul că dumneavoastră, Consiliul Județean, continuați această tradiție. Evident că ne bucurăm foarte tare să regăsim elevi de la liceu, elevi sportivi de la instituția noastră. Ana Maria Bărbosu, aș dori să se știe, în această săptămână avea planificată și este la Lia Manoliu, la Complexul Național Lia Manoliu, pentru o săptămână de pregătire, dar vă transmite mulțumirile ei personale. Și în ultimul rând aș dori public să mulțumesc pentru faptul că și în acest an Consiliul Județean Hunedoara sprijină organizarea unui campionat național individual care se face, în general, în fiecare an, un campionat național de gimnastică. Ultima reuniune a Consiliului Județean din această legislatură a cuprins și un bilanț al activității din ultimii 4 ani, activitate pentru care aleșii au fost recompensați la rândul lor cu diplome de apreciere. Ce a fost o analiză a activității celor 4 ani pe care i-am petrecut împreună cu colegii mei consilieri județeni, o analiză care, sigur, că a avut un rezultat bun. Este un mandat de 4 ani în care s-au făcut cele mai mari investiții din județul Hunedoara, începând de după 1990, lucru pe care eu îl consider foarte bun. Sigur, nu pot să vă spun cu ce gând plec înainte, acum plec înainte, cum avem încă o săptămână sau două până când depun jurământul. După ce depun jurământul, sigur că trebuie să-mi formez alte gânduri, alte idei, dar în orice caz, mult mai bune decât cele care le-am avut. Și cu așa promisiunea fermă, că vom face lucruri și mai bune în următorul mandat. Apreciez o colaborare foarte, foarte bună, indiferent că au fost mai multe partide politice și ceea ce eu i-am rugat în 2020 ca în activitatea Consiliului Județean să lăsăm politica deoparte, să facem mai multă administrație publică, ia că s-a demonstrat că este bine. Sper că și următorul Consiliu Județean care vine, că suntem mai puține partide politice, acum doar 3, să înțeleagă că primordial pentru cetățenii județului Hunedoara nu este politica în cei 4 ani care urmează, ci este administrația efectiv pentru județul Hunedoara. Ieri, 14 octombrie, Tribunalul Hunedoara a validat mandatul de președinte al Consiliului Județean Hunedoara în persoana domnului Laurențiu Nistor, cu termen de apel de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică a deciziei. Astăzi, 15 octombrie, Tribunalul Hunedoara a validat și viitorii consilieri județeni care vor activa în legislatura 2024-2028 și a invalidat 7 mandate conform solicitării secretarului general al județului Hunedoara, decizie cu drept de apel de 3 zile de la comunicare.